Generalul Cocorul de la SRI l-a luat pe nu știu în brață. Nu știe nimic din câte afirmă, nimic, nici măcar din acele lucruri care au devenit publice și care au produs dovezi concludente în presă. Nu știe nimic despre nimic. Și în aceste condiții noi l-am plătit cu bani mulți de tot, ca general al Serviciului Român de Informație, adică un om specializat sau care ar fi trebuit să fie specializat să acceseze informații, să le interpreteze, să le înțeleagă și așa mai departe, nu știe nimic. Să dea bani înapoi dacă nu știe nimic, că înseamnă că a fost plătit pentru nimic.